Salutare, prieteni! Astăzi vom vedea cum se demontează volanul și airbag-ul șofer pentru mașinile Ford. Să începem! Mai întâi de toate vom deconecta borna, una din bornele bateriei cu o cheie de 10. Bateria este deconectată, putem să începem. Cu o șurubelniță dreaptă vom împinge aceste fante . Sunt două la număr, dar au ieșit, probabil am mai fost scos, au ieșit foarte ușor pentru a îndepărta apărătoarea superioară a volanului, creând un astfel acces din spatele volanului pentru îndepărtarea airbag-ului. Cu aceeași șurubelniță dreaptă introducem în această fantă și vom face o pârghie dinspre interiorul airbag-ului spre exterior, ceva de genul acesta. Deci introducem și acționăm așa. Să vedem. Dar a intrat înapoi. Același lucru vom face și dedesubtul volanului. În total avem 3 pârghii de acționat. 2. Și acum ultima. Și cea de-a treia. Acesta este airbag-ul scos. Acesta este airbag-ul scos. Deci, acționarea se face ceva de genul acesta. Acum
să scoatem volan. Cu o cheie tubulară hexagonală de 24. Desfacem șurubul care ține volan. Și acesta este și volanul scos. Acum le vom monta în ordine inversă. Cam asta a fost tot.